În lecția precedentă am introdus sistemele de lentilă. În această lecție vom prezenta două cazuri particulare de sisteme de lentile foarte cunoscute și anume microscopul și ochiul uman. Microscopul e un instrument optic folosit pentru obținerea unor măriri liniare semnificative. El are două componente principale, care sunt două sisteme optice convergente. În schema noastră, prezentate ca două lentile convergente, ele sunt în realitate sisteme de lentile. Obiectivul este primul sistem optic convergent, este amplasat foarte aproape de obiect și are o distanță focală de câțiva milimetri în acest fel, el poate produce o mărire liniară semnificativă. Cel de al doilea sistem convergent este ocularul. El este plasat aproape de ochi și are o distanță reglabilă față de obiectiv. Asta înseamnă că se poate mișca de-a lungul axei optice principale. Microscopul formează întâi o imagine a obiectului AB în obiectiv, notată în această schemă cu A, B, care devine la rândul ei obiect pentru ocular, care formează imaginea finală a microscopului, notată cu în A-secund, această, B-secund în această schemă. Ea este o imagine virtuală, răsturnată și. Cu o mărire liniară semnificativă. Ochiul este plasat în spatele ocularului. Această poză arată un, des, un, o imagine cu un microscop tipic de laborator. Pe lângă cele două sisteme convergente, obiectivul și ocularul. Există și alte instrumente optice de exemplu, o oglindă care direcționează lumina pe obiect. Caracteristicile microscopului sunt intervalul optic notat cu delta, care este distanța f1, f2 deci distanța dintre focarul principal obiect al obiectivului și focarul principal imagine al ocularului, mărirea liniară a obiectivului beta, care este prin definiție a prim B prim împărțit la AB și pentru un ochi acomodat la infinit este aproximativ egală cu raportul dintre intervalul optic și distanța focală a obiectivului apoi puterea intrinsecă a ocularului definită ca 1 pe distanța focală a ocularului și puterea microscopului care este definită ca produsul dintre puterea ocularului și mărirea liniară beta a obiectivului iarăși pentru un ochi acomodat la infinit obținem o valoare pentru puterea microscopului, aproximativ egală cu delta împărțită la produsul distanțelor focale ale obiectivului și ocularului. Ca de obicei, notăm cu P1 poziția obiectului, deci acesta este P1. cu P1 prim poziția imaginii față de obiectiv. Ne referim la prima imagine, bineînțeles. Deci acesta este P1 prim. Cu P2 poziția acestei imagini, primei imagini față de ocular. Deci acesta este P2 prim. Ah, pardon, P2. Și P2 prim este poziția imaginii față de ocular. Ca exemplu, să calculăm proprietățile imaginii microscopului cu următoarele proprietăți. F1, adică distanța focală a obiectivului. 0,7 cm F2, adică distanța focală a ocularului, 2 cm intervalul optic delta 8,5 cm și poziția obiectului O1A față de obiectiv de 0,8 cm. Deci vom aplica relația de cart întâi pentru obiectiv și avem 1 supra P1 prim minus 1 supra P1 este egal cu 1 supra F1 prim. Rezultă că 1 supra P1 prim este egal cu 1 supra distanța focală F1 prim, care este 0,7, plus 1 supra P1, care este O1 A, dar are semnul negat minus, este negativ, deci minus 0,8. Deci, avem 1 supra pe 1 prim egal cu 0,1 împărțit la produsul dintre 0,7 mulți cu 0,8. Rezultă că pe 1 prim, în acest caz, este plus 5,6 cm magnificarea sau mărirea liniară beta 1 a obiectivului este egală cu P1 prim împărțit la P1 deci este egală cu plus 5,6 împărțit la minus 0,8 adică minus 7 o mărire liniară semnificativă. În concluzie, în acest caz putem să spunem despre imaginea obiectivului, deci că este reală pentru că P1' prim este mai mare decât 0. răsturnată pentru că B beta 1 este negativ și mai mare. Pentru că modulul beta 1 este mai mare decât 1. Pentru a continua cu imaginea formată în ocular, trebuie să calculăm P2, poziția obiectului ocularului, adică a imaginii obiectivului, din uh, mărimile pe care le avem. Se poate observa din schema precedentă că P2 este F1, F2 minus F2 minus f1 a, care se poate scrie ca delta intervalul optic minus f2 minus p 1 minus f 1. Introducând valorile pentru acești parametri, obținem că P2, în acest caz este egal cu 1,6 cm. Și deci putem aplica legea de cart pentru ocular. Adică 1 supra P2 prim minus 1 supra P2 este egal cu 1 supra F2 prim. De aici putem scrie că 1 supra P2 prim este egal cu 1 supra F2 prim, adică 1 supra 2 cm, plus 1 supra P2 care are semn negativ, adică minus 1,6. Deci 1 supra P2' este egal cu minus 0,4 împărțit la 2 ori 1,6. De aici deducem că P2' prim este egal cu minus 8 cm și mărirea liniară beta 2 este egal cu P2' împărțit la P2 care este minus 8 împărțit la minus 1,6 deci este egal cu plus 5. Rezultă că imaginea obiectivului, imaginea ocularului, Are următoarele proprietăți. Este virtuală pentru că P2 este mai mic decât 0, după cum am văzut în schema precedentă, dreaptă pentru că beta 2 este mai mare decât 0. Dreaptă înseamnă care are același sens cu imaginea obiectivului care este obiectul ocularului, și mai mare. Puterea acumulată a acestui microscop este legată de mărirea liniară cumulată a acestui microscop, beta, care este produsul beta 1 ori beta 2. Și în acest caz, acest parametru este minus 35. Deci mărirea liniară a microscopului cu acești parametri este uh, 35. Avem un, o imagine de 35 de ori mai mare decât um, obiectul. E interesant de notat că cele mai performante microscope optice moderne pot atinge magnificări de până la 1000, deci se pot atinge magnificări beta de 1000, și că cea mai mică dimensiune sesizabilă ochiului uman atinge valori de o zecime sau două zecimi de milimetru. Deci, aceste microscope optice permit observarea unor dimensiuni de ordinul micronilor sau zecilor de microni, și e interesant de remarcat că o celulă albă din sânge, cum vedeți în această imagine, are dimensiunea de Aproximativ 10-20 de microni. Din nou amintesc că un micron este a mie parte dintr-un milimetru. Deci un milimetru, milimetru, împărțit la 1000. Iar o celulă albă are între 10 și 20 de microni. Aceste celule albe sunt observabile cu uh, microscoape optice moderne. Un ultim subiect legat de sisteme optice, sisteme de lentile, este ochiul uman. Ochiul uman conține și el două lentile și o diafragmă, pe care le vom identifica în această poză. Cornea este lentila principală a ochiului, principal în sensul că 80% din convergența ochiului se întâmplă în cornee. Ea este o lentilă convergentă, concav-convexă. Următorul instrument optic din ochiul uman este irisul, care este o diafragmă în fața cristalinului, foarte importantă pentru obținerea unui bun stigmatism al imaginilor formate în ochi. Și, în fine, al doilea sistem optic de tip lentilă al ochiului este cristalinul. Ea este o lentilă auxiliară convergentă, biconvexă, și care are capacitatea foarte importantă de acomodare. Acomodarea este capacitatea cristalinului de a-și varia curbura. În felul acesta. Variind distanța focală a ochiului, ceea ce permite um, o bună vedere a obiectelor aflate atât foarte aproape cât și foarte departe.